Paștem și de Crăciun, de Revelion, de Bobotează, noi vrem iarbă oricum. Nu trebuie vreun motiv bun să tracă tu-n fum-fum când sunt supărat. E prea marfă! Salut, numele este Andrei, acesta este un nou video în care o să vă arăt cum să luați Minecraft-ul nou. Este mai simplu decât la trecută, nu trebuie să faceți mai lucru, doar intrați pe mineshafter.info. O să vă las toate link-urile în descriere și dați la downloads și dați Minecraft, dați download-ul ăsta, vă zic să-l puneți pe ecran, eu l-am aici, după care dați dublu click pe el, așa se deschidă. Așteptăm că se deschidă. Așa. O să fac asta prima oară. Voi trebuie să puneți aici orice nume vreți voi și aici orice parolă vreți voi și dați login. După care o să apară asta unde aici nu știu dacă pune download sau play la voi. O să dați și o să așteptați puțin ca să descarce toate fișierele și etc. Și după care o să vă intre în joc. Ca să vă schimbați skin-ul, trebuie să intrați aici, dați login și puneți orice, nu trebuie parolă decât e-mail. Puneți orice e-mail vreți voi. După aia dați la settings, alegeți un nume, oricare vreți voi, dați save. Dacă vreți să vă schimbați skin-ul, când puneți aici numele și parola, numele trebuie să fie ăsta de aici. Parola orice, dar numele trebuie să fie ăsta de aici. După care, după ce puneți ăsta așa de la save, trebuie să intrați pe orice site de skin-uri de Minecraft. Eu o să intru pe minecraftskins.com, o să vă las la fel în descriere tot. Alegem orice screen, de exemplu ăsta de aici, dați download, eu o să pun pe ecran, voi puteți să puneți oriunde, după care o să trebuiască să intrăm pe tinypic.com sau orice altă care puteți să dați upload la fotografii, dar trebuie să vă zic să intrați pe ăsta pentru că trebuie să băgați o chestie care să vă arăt acum. Dați choose file, alege skin-ul, asta lăsați așa și dați upload now. Dacă vă apare asta, o puneți, ce scrie, dați upload. Acum, ăsta de aici, care să vă pună direct link for layout. O să trebuiască să copiați linkul ăsta și să-l puneți aici. Îl puneți aici pe simplu, dați save, o să salveze și gata, să pun skin-ul. Trebuie să zic că skin-ul nu merge decât de la 1.7.5 mai în jos. Cred că o să fac asta și pentru versiunile mai mari, mai încolo, dar nu sunt sigur. Sper că v-a plăcut și că v-am ajutat, nu uitați să dați like, share, subscribe și să vă abonați și ne vedem data viitoare cu un nou clip tutorial sau gameplay. Pa!